Serios? Și-au scris greșit și numele? Asta e cel mai slab test pe care l-am văzut vreodată. Nu mai scrie Carioca. Cred că nu mai are cerneală. O să-l agit puțin. O să mă prefac că n-am pățit nimic. O să-l folosesc pe ăsta mai bine. Ups! Trebuie să-l ridic. Gata! Unde rămăsesem? Unde mi-a dispărut Carioca? Era fix aici! Nu poate fi departe! Cum mai notez testele astea acum? Stai puțin! Pistolul meu cu lipici fierbinte! E fix ce-mi trebuie! Nu mă dezamăgește niciodată! O să-mi iau inelul și o să-l acopăr cu lipici! Apoi o să lipesc de el o radieră! Apoi am nevoie de lipici roșu! O să desenez un 4! Apoi aștept să se usuce! Am făcut și un 10! Dar mă îndoiesc că o să-l folosesc prea des! Sunt gata să pun note! Ai primit 4! Și ăsta? Un 10? Surprinzător! E mult mai rapid așa! Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta! Am terminat! V-am adus testele corectate, elevi! Ce noi? Cariocile mele! Ups! Ce faceți aici? Nimic! Eram sigură! Naomi a venit cu ideea asta! Hei, taci din gură! M-ați supărat la culme! Stai, n-am dat jos inelele! Știți ce? Nu mai contează! Oh, ar trebui să-mi las unghiile lungi! Ce culori frumoase! Și lecția? Oh, da, am uitat de asta! Nu-i bai, nu e grabă! Așteptăm cât e nevoie! E prima mea zi! Se vede! Luați creionele astea și desenați ceva! Nu avem nevoie de astea! Avem creionele noastre! Sunt mult mai distractive! Cred că o să folosesc o cariocă mai bine! Oh, ce culoare drăguță! O să încep cu niște inimioare drăguțe! Nu-mi place cum arată! Hai să mai încercăm o dată! O să le șterg! Oare? Mi-a venit o idee genială! O să arate super! O să tai puțin radiera și o să decupez câteva bucăți din ea. O să creez mai multe forme. Apoi, o să le înmoi în vopsea. Parcă ar fi o ștampilă! Îmi place la nebunie! Wow! Uite! Ce drăguț arată! Am terminat! Deci am timp să-mi aranjez părul! Ce oră genială! Wow! Ce idee ingenioasă! Aș vrea să pot face și eu ceva similar! Nu pot decupa un capac de cariocă! Ups! Uite ce-am făcut! E din ce în ce mai rău! Stai puțin! Cred că știu ce pot face! Îmi dai puțin placa ta de păr? Da! Mersi! Și mai am nevoie de ceva! Un pătrățel dintr-o coală de spumă! E perfect! Ia să vedem! O să bag spuma în placa de păr! Apoi, o să o pun peste un capac și o să apăs deasupra o bilă de sticlă. Așa o să creez o adâncitură în spumă. O să o tai de jur împrejur, apoi o să o acopăr cu un strat subțire de lipici. Am făcut o inimioară din spumă sclipitoare. Am învelit și un capac de cariocă în spumă. Ce moale e! Wow, ce cariocă! O să fac la fel cu celelalte. Ce bine arată! Hei, Naomi! Ce e? Uite! La ce să mă uit? La cariocile mele, evident! Unde am dispărut? Nu vine să cred! Hei! Alea sunt ale mele! Mă simt super elegantă! Dar am muncit mult la ele! Îmi place să am biroul ordonat! Ce bine arată! Acum o să desenez o frunză! Mă simt în mijlocul naturii! Nu am deloc simț artistic! Ce bine se pricepe Naomi la asta! Nimănui nu-i plac lăudă roșii! O să fac ce pot! Stai așa! Am uitat de sticărele astea! Caietul meu arată cam plictisitor! Cred că îl pot îmbunătăți! Merită să încerc! Mai întâi o să desenez un cerc pe o foaie de hârtie! Apoi o să fac un smiley! O să încep cu ochii! Ce fericit e! Apoi o să-l decupez! Și o să-l pun pe o bucată de hârtie de copt! Și o să-l acopăr cu scotch! O să-l întind bine! Nu vreau să aibă aer de desubt! Acum o să-l decupez din nou! Arată super! Dar mai am nevoie de câteva! Arată super! Sunt fix ce-mi trebuie! O să deslipesc hârtia de copt! Acum le pot lipi pe coperta caietului! Ce
prăscuță simpatică. Deja arată mult mai bine. Și a fost super ușor. Wow! Psst! Naomi! Da? Wow! Ce tare, Julie! Îmi dai și mie niște sticăre? Nu! Poftim! Te rog! Te rog frumos! Nu o să te oprești prea curând, nu-i așa? Bine! Niciodată nu mă bucur de nimic interesant! Serios? Jumătate de sticker? Elevi, concentrați-vă! Ah, știu! Mi-a venit o idee apropo de evantaiul ăla. Am nevoie de un caiet. Trebuie să fac câteva modificări. O să-l dai în formă de semicerc. Apoi o să folosesc lipici fierbinte. Trebuie să acopăr coperta. Apoi o să lipesc fetru deasupra. Deasupra lipesc o bucată mai mică și albă. Apoi o bucată roșie. Începe să prindă formă. Am decupat fetru negru în formă de lacrimi. Vor imita semințele. E gata! Un caiet în formă de pepene roșu. Știu, e impresionant! Nu-i rău, cred! Nu mă supăr dacă ești geloasă! Oh, wow! Arată extraordinar! Vreau să mă uit mai îndeaproape! E doar un caiet! Dă-l încoace! Îmi plac mult pepenii! Dar, ce-a fost asta? Se mai întâmplă? O să-l adaug la colecție! Mi se pare mie sau e cam cald? Vreau să mă răcoresc! Ah, mult mai bine! Ah, urăsc ora asta! Acum nu mai ești așa deșteaptă, nu? Azi v-am pregătit ceva interesant, copii! Oh, ce? Acest curcubeu minunat! Nu trebuie să aplaudați! Încercați și voi să faceți unul! Sună bine? Stai! Unde-mi sunt cariocile? O să fie distractiv! Oh, ce multe carioci are Naomi! Auzi? Nu? Nu-ți dau cariocile mele! Ah, nu cred! De ce ești așa rea? Super! Asta mai lipsea! Bine! Ia asta! Oh, mersi! Stai! Ce să fac cu foarfeca asta? Acum pot să revin la curcubeul meu? O să încep să colorez coperta unui caiet. O să încep dintr-un colț. O să folosesc mai multe culori. O să îmbin culorile. O să obțin un efect genial. Apoi o să acopăr coperta cu scotch. Și o să o acopăr cu vopsea acrilică neagră. O să dau mai multe straturi. Apoi o să aștept să se usuce. După care o să iau o radieră. Și o să o folosesc ca să șterg vopseaua. Vreau să fac linii diagonale pe copertă. O să scoată la iveală culorile de dedesubt. Wow! Arată super! Oh! Ce elegant arată! Știu! Eu nu pot face așa ceva! Trebuie să mă gândesc la ceva! Nu sunt creativă deloc! Stai! Poate îmi pot folosi decorațiunile din păr! Merită să încerc! Mai am nevoie de câteva! Oh! Uite una verde! Mai am și alte culori? Te descurci, Julie? Mă întorc imediat! Ce șmecher am fost! Dar acum am tot ce-mi trebuie! Wow, super! Am nevoie de un pistol cu lipici fierbinte. O să pun puțin lipici în colțul unui caiet. Apoi o să lipesc deasupra o bucățică de sârmă plușată. O să continui cu alte culori. O să repet procesul până acopăr toată coperta. Wow, arată fix ca un curcubeu! Cum ți se pare? E drăguț, nu-i așa? Wow, cum ai făcut asta? Deci îți place? Wow, ați terminat! A fost foarte ușor! Îmi place contrastul de culoare! Wow, arată minunat! Seamănă cu sârmele mele plușate! Nu știu despre ce vorbiți! Stai! Aveam mai multe! Julie, ce-ai făcut cu ele? Stai! Julie? Unde a dispărut? Ah, asta e! Ok, copii! Azi dați testul! Și va fi greu! Puteți începe! Ia să vedem! Oh, ce întrebări grele! Unde-mi sunt creioanele? Nu sunt la locul lor! Ce ciudat! Nu e nimic în ăsta! Hei, tu cine ești? Nu mai contează! Ups, e vreo problemă, Julie? Ok, o să-mi scot un pix din rucsac! Sigur am pixuri înăuntru! Sper! Ce-i ăsta? Drăguț, dar n-am nevoie de el! O să stau la alt birou? Căutăm asta! Trebuie să-mi exersez mușchii! Sunt super forțoasă, frate!
misterios, nu e normal! Apar n-am de unde a apărut ăsta! Pe cai! Nu? De fapt, ăsta să-l păstrez pentru mai târziu! N-am timp de asta! Aha! Ce e? Astea sunt cumva ale tale? Nu le-am văzut niciodată! Ah, corect! Da, sunt ale mele, scuze! Ce e, Julie? La ce te uiți? Cred că am o idee! La ce te referi? Am nevoie de elasticul ăsta! E fix ce-mi trebuie, mersi! Ce se întâmplă mai exact? Am un voiaj în... pe cap? Dispar de aici! O să pun elasticul peste caiet. O să-l prind cu lipici fierbinte. Apoi o să bag un pix de desubt. O să mai pun puțin lipici lângă pix. Folosesc lipici cu sclipici ca să arate mai bine. Apoi o să adaug alte rechizite. Rigla și compasul. Am loc pentru tot ce-mi trebuie. Și așa nu o să le mai pierd. Am totul într-un singur loc. E super comod. Uite, eu l-am făcut. Julie! Ups, corect, testul. Am uitat complet. Ce păianj îngrețos. Trebuie să mă grăbesc să termin testul. V-a expirat timpul. Fixurile jos. Strâng eu foile. Iu, la fix. S-a terminat deja? Dar abia am început. Dă-l încoace. Nu, stați! Haideți să negociem! Nu cred că Julie ia notă de trecere. M-ai dezamăgit, Julie. Dar mi-ați văzut căietul? Noua mea husă de telefon e genială! Wow! Știu, am mereu parte de astfel de reacții. Vreau și eu să văd. Wow, ce norocoasă ești! Cum arată husa ta? A mea? E normală. Da, eram sigură. Mă sună cineva, trebuie să plec. Wow, arată super, Julie! Bună! Tocmai mi s-a înseninat ziua. Iu, abia așteptam să plec de acolo. Hei, Naomi! Bună, Leo! Am ceva pentru tine. Am cules-o special pentru tine. Poftim, cadou. Mersi, ce drăguț. Stai puțin. Leo, e fix ce-mi trebuie. O să pun florile astea pe o bucată de hârtie de copt. Apoi o să le acopăr cu scoci. O să-l întind bine. Apoi o să le decupez de jur împrejur. Și o să dau jos hârtia de copt. Și o să le lipesc de husa telefonului. O să fac la fel cu toate. Wow, ce colorată e acum. Ai văzut? Credeam că eu sunt cea mai populară din clasă. Ai fost. Îmi faci și mie una? Te rog! Pot să mă uit acum, mama? La mulți ani! Ua, mersi, mama! Am ceva pentru tine. Chiar e pentru mine? Îl meriți, scumpo! Wow, oare ce-o fi? Cât de palpitant! Ador surprizele! Wow, e un iPad! Wow, mersi, mamă! E grozav! Ce mă bucur! Te iubesc, scumpo! Mi-a venit o idee! O să desenez ceva! Arată bine! E un fluture frumos! Wow, ce simplu a fost! Stai, ce se întâmplă? Wow, ia uite! E magic! Ce să mai desenez? Am o idee! Oare să... Da, o să fac! O să desenez un tank mare de bani! Și acum aștept! Se întâmplă ceva! Cred că funcționează! Vai, uite ce de bani! Wow! Sunt bogată! N-am mai văzut niciodată atâția bani! Și sunt adevărați! Mă duc la cumpărături mai târziu, dar înainte mai am ceva de desenat. Începem! Am schițat un contur șters, apoi o să desenez peste. Acum o să creionez ochii. Deja arată bine! Apoi o să-i fac nasul și zâmbetul. Îmi place! Și acum trec la corp. E o jachetă care pare confortabilă. Nu m-ar deranja să am una așa. Părțile principale sunt gata. Pot să mă apuc de detaliile mai fine. O să creez logo-ul de pe bandană.
poate fi o spirală? E timpul să mă apuc de colorat. O să folosesc galbenul pentru păr. Cred că-i stă bine blond. O să-i fac bandana albastră. O să folosesc diferite nuanțe de albastru. Apoi o să fac niște umbre. Vreau să creez un contrast. O să-i dau un aspect metalic. E tare eficient. Voi utiliza un roz deschis pentru piele. Apoi voi adăuga un roz mai închis sub nas și pe urechi. Datorită iPad-ului este mult mai ușor să le dau textură și realism desenelor mele. Trebuie doar să găsești locurile unde cade lumina și apoi să alegi tonuri diferite. Voi folosi o nuanță mai închisă de roz pe gât. O să fie în umbră. O să-i adaug mai multe detalii părului. Așa părul lui pare care țepi. Acum o să-i măresc ochii. O să fie un băiat cu ochii albaștri. Acum o să trasez niște linii negre pe el. Acum selectez instrumentul de decupat. O să fac un contur în jurul ochilor și pleoapelor. Apoi o să șterg culoarea. Ce urmează? Știu, hainele! Ador această culoare! Are nevoie de niște umbre, după aceea pot să colorez restul hainei. Pentru asta voi folosi un albastru denim. A fost rapid! O să adaug puțin negru. Trebuie să selectez o linie subțire. O să adaug mustăți pentru că, de ce nu, o să colorez fundalul. Cred că e gata! Wow, e grozav! Haide, de ce durează atât de mult? În sfârșit! Woohoo! Hei, ce se întâmplă? Te-am desenat eu! Ah, are sens! Deci asta e petrecerea de ziua mea! Trebuie să fiu șiret! Tip-til! Hiu! E cineva pe aici? Se pare că nu! Ah, Ava e așa frumoasă și simpatică! E timpul să las chestia asta pentru că trebuie să fiu curajos! O să adore brioșa asta pe care i-am adus-o special! Oh, nu, vine! E chiar acolo! Trebuie să plec de aici rapid! O să mă ascund în colțul ăsta! Ok, e chiar lângă dulăpiorul ei! Își verifică telefonul! Nu, 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 nu! Nu se poate întâmpla asta! E Jake! Bună, Ava! Ți-am adus chestiile astea! Mie? Wow! Par delicioase! O să gust chiar acum căpșuna asta! Ce bună e! Vrei și tu una? Nu! Nu-i corect! Cum de m-am vins? Ok, acum e momentul meu! Cred că o să-i placă mult lalelele astea! Bună, Ava! Hă? Poftim? Ah, bună! Te pot ajuta cu ceva? Ah, nu, scuze! Nu mai contează! Ok! Trandafirii ăștia miros atât de bine! Ava are nevoie de ceva pe care să scrie! Acum e șansa mea! Poftim, Ava! Ia caietul meu! Ia-l și pe-al meu! Știi că adori movul! Ah, clar o să-l aleagă iar pe Jake! Uite, am trei pentru tine! Wow, caietul tău are ceva distractiv pe el! Ce? Haide, măi! Am luat câteva paiete, mărgele și piese amuzante. Am pus orice culoare am găsit. Și apoi am luat capacul de la cutia asta de chipsuri. I-am pus un strat de lipici pe margine. Și apoi l-am presat pe caiet. Așa, e gata! Un caiet amuzant și strălucitor! Nu pot să cred că l-ai făcut tu singur! Și ți-am luat și lalelele astea! O să colorez inima asta cu cretă! O, mi-e foame! Ura, pizza! Pizza e preferata mea! O ador! Oh, am scăpat felia de pizza pe tricoul meu! Sunt murdară toată acum! De ce plângi? Ce s-a întâmplat? Am dat pe tricou! E tricoul meu preferat! Vai de mine! Ok, ok, stai liniștită! Bun, trebuie să pot face ceva? Stai! Creta! Normal! Pot să o folosesc! Bun, am creta și am tricoul pătat! E timpul să încep să folosesc creta pe sosul ăsta de pizza! Ok, așa, e totul acoperit! Acum o să-l arunc în mașina de spălat! Ta-da! Uite, tricoul tău e curat! Ești gata? Poftim! Ura! Mersi, tati! Ah, stai puțin, nu mai mănânci pizza așa! Gata, aia o să-ți protejeze tricoul în caz că dai iar pe tine! Delicioasă! Uneori tatăl tău poate să salveze situația! Of, nu nimeresc nimic! E atât de greu! Ok, poate dacă încerc asta? Nu, nu! Nu o să meargă nici asta! Oh, e cea mai groaznică zi! Ok, calmează-te și calculează iar! Nu! Nu, n-are rost! Sunt un mare eșec!
Uite câtă hârtie irosește! Cum de el se descurcă atât de bine la testul ăsta? Poate merge să-i cer ajutorul? Eu? Să te ajut? Nici gând! Ești clar o ratată! Uf, nu se poate! O să fie rău cu mine! E prea popular! S-a făcut cald aici? Simt că e cald aici! Hmm? Hei, ce e? Nimic! Nu se poate! Aproape că a terminat tot testul deja! Gata, trebuie să-i cer ajutorul! Să te ajut? Ah, sigur, te ajut cu plăcere! Uite, stai să-ți arăt trucul meu de mate! Desenează o căsuță în jurul ultimelor cifre și apoi înmulțește-le! Apoi fă la fel cu primele cifre și scrie răspunsul! Iar acum trebuie să aduni acele două numere și să scrii rezultatul în mijloc! Vezi? Ăsta e răspunsul tău! Poftim! Mersi mult! Ești un domn și un savant! Acum pot să-mi termin în sfârșit testul! Da! Ador să scriu eseuri, sunt cele mai tari! Îmi place să construiesc un argument convingător! Wow! Ia uite ce mult scrie! Și atât de repede! Ciudatule! Să nu uit să folosesc și niște cuvinte de legătură bune! Of, pila asta nu-și face treaba! Am nevoie de alta! Nu, cred că am nevoie de aia mare și verde! Uf, să nu uit și de argumentul ăsta! Da, bun! Acum e timpul pentru concluzia mea excelentă! Oh, nu! Mi-am tocit vârful creionului! Nu, nu, nu! Cum o să-mi termin eseul fără el? Hei! Ai un creion pe care îl pot împrumuta? Scuze! Am doar chestia asta! Cred că s-ar putea să meargă! Dă-mi-o! Da! Merge! Împilește creionul și l-ascute! Super! Un vârf de creion demn de a-mi ajuta să-mi termin eseul! Hei! Crezi că ai putea să-mi scrii și mie eseul? Sigur! Oricum îți eram dator! Da, înapoi la telefonul meu! M-a lovit inspirația! O să desenez ceva special! Ups, mai bine mi-ascut creionul! De data asta o să aleg verdele! Trebuie să ascut și creionul ăsta! S-ar putea să fie una dintre cele mai bune lucrări ale mele! Stai puțin! Creionule, ai făcut o treabă bună! Dar e timpul să te alături prietenilor tăi! Îți mulțumesc pentru serviciile tale! Semenii tăi vor fi mândri! Dar a fost un sacrificiu care a meritat! Arată bine, nu? Ce bine arăt! Da! Gata, am terminat aici! Bun, cine urmează? Eu! Hai să terminăm cu asta! Wow, îmi place stilul tău! Poți să lucrezi cu așa ceva? Ador look-ul monocrom! Ce-ai zice de un zâmbet? Ce-ai zice să nu? Ok, îți place look-ul sumbru? Am înțeles! Ce e? Aia? Aia e o mână? E cu mine! Ce ciudat! Dă-te de pe mine! Vai! Nu! Camera mea! Ups! Nu mai am cum să o folosesc! E distrusă! Cum o să mai fac poze acum? Stai așa! Poate reușesc să-l folosesc pe ăsta! S-ar putea să meargă! Merită să încerc! Stai acolo! O să-ți schițez fața! Apoi o să trasez niște linii mai pronunțate! Nu mă grăbesc! Voi apăsa creionul mai tare sau mai încet! Așa o să obțin umbre și textură! Ajută ca desenul să pară mai realist! Wow! Genele alea arată grozav! Mi-aș dori să mă pot da cu mascara așa! Și acum celălalt ochi! Vreau să-ți surprind adevărata esență! Ochii spun o poveste! Dacă estompesc desenul, obțin o umbră! Pot să folosesc un instrument special pentru asta! Și așa nu mi se mai murdărește mâna! Folosirea unui creion alb creează un contrast! Ajută la crearea impresiei de lumină și întuneric! Merge bine! Acum, un pic de umbră în jurul ochilor! O să-ți accentueze rotunjimile naturale ale feței! Pomeții ăia ies în evidență! Wow! Acum o să mai adaug câteva detalii în jurul ochilor! Nu te poți grăbi când vine vorba de perfecțiune! Chiar începe să prindă contur! Acum o să mă ocup de buze! Combinarea creionului deschis și a celui închis conferă profunzime! Le face să iasă în evidență și desenul prinde viață! Acum e timpul pentru păr! Folosirea unor linii delicate și intense ajută la crearea impresiei de păr! O să las un spațiu la mijloc! O să fie lumina care se reflectă! Apoi pot să mă ocup de codițele împletite! Continui să desenez codița, așa o să pară mai bogată!
apoi trec la cealaltă parte. E același proces. Crearea straturilor și a texturii. Vreau să păstrez reflexia luminii în același loc. Acum mă pot ocupa de corp. O să-l creionez delicat și folosesc instrumentul de estompare pentru a crea umbre. Mă bucur că nu porți haine multicolore. Îmi ușurează foarte mult munca. După ce am făcut schița, o să o retușez cu creionul negru. Aplic mai multă presiune. Cred că e gata desenul. E mai bun decât orice fotografie pe care am făcut-o. Chiar ți-am surprins privirea înfiorătoare? Ia uite! Ce zici? Sper să-ți placă! Aia sunt eu? Ce frumoase sunt! Ești extrem de talentată! Începusem să-mi fac griji la un moment dat. Credeam că o să-ți pui mâna să mă atace. Poftim! Acum pleacă de aici! Hei! Vrei un masaj la spate? Ah, Olivia, ce drăguț! Ce bine e! Am mușchii super încordați! Relaxează-te! Ce prietenă! Poftim! Nu-i amuzant deloc! Ba cam e! Oh, wow! Ce clip video genial! Ha! Ai văzut asta? Arată-i portocalei cine-i șeful! Am putea face și noi asta! Ce faci acolo? Și eu am nevoie de o pauză uneori! Bine! Asta e următoarea provocare! Start! Oh, o să fie distractiv! Nu știu ce să zic! O să fie super ușor! Trebuie doar să ne desenăm degetele! Prima dată o să fac ochii! Mă gândi-le! Ok, acum o să desenez mâinile! Gata! Să înceapă petrecerea! Iuhu! Olivia? Hai să ne distrăm! Revino-ți! Ce e? Cred că te-ai entuziasmat prea tare! Ai dreptate, scuze! E rândul tău! Poate pot folosi asta! O să-mi pun bucata asta de material pe deget! Apoi o să bag o bomboană înăuntru. Asta e locul perfect. Acum o să desenez fața. Uite ce gene are. Te invidiez. Se pare că veți deveni părinți în curând. Felicitări, prieteni. Asta e pălăria ta. Îți stă bine cu ea. Arată super adorabil. Stai. Hei, frumosule. Poftim? Nu cred. Hei, ce se aude? Nu se poate așa ceva! Stai puțin! Mi s-a părut cumva? Iu, ce ușurare! Chiar eram îngrijorată! Te simți bine? Lexi câștigă! A fost o decizie ușoară! Iuhu! Am reușit! Degetele mele nu sunt fericite deloc! Poftim? Nu-ți pasă? Nu-i bai! Gata, gata! Perfect! Ce faci acolo? Ce bine e! Fă să se oprească! Ops! Pe mine mă așteptați? Mă jucăm cu asta! Wow! Folia cu bule e genială! Mai ai? Ce bine a fost! Chestia asta vi se pare distractivă? Aș putea face asta toată ziua? Hei, nu ne-a mai stricat distracția! Începuse să-mi placă. Ok, asta e provocarea voastră. O poșetă la modă. Așa mai vii de acasă. Am o idee genială. Am nevoie de bomboana asta. O să fie super. O să pliez folia cu bule. Apoi, o să pun bomboane deasupra. O să alternez culorile. Apoi pot pune asta deoparte. Acum am nevoie de un elastic de cauciuc. O să leg două bomboane între ele. Vreau să fie prinse bine. O să continui la fel până când obțin un lanț lung din bomboane. Ăsta va fi mânerul. O să-l prind de folia cu bule. Și gata! Ce proiect distractiv! Și dacă ți-e foame, poți mânca ceva bun. Tu ce faci acolo, Lexi? Am găsit geanta asta plictisitoare. Asta ar putea fi utilă. Stai așa. Ce faci acolo? Caut un pic de inspirație. Aha! Asta căutam! O să mă apuc de treabă! O să desfac folia de aluminiu. Și o să folosesc o cariocă roșie. O să desenez un cerc pe folie. Apoi, o să-l colorez. În jur, o să folosesc culori diferite. Vreau să creez un cerc mare și colorat, care să acopere toată folia de aluminiu. E aproape gata! Ok! Acum urmează pasul următor.
O să acopăr folia cu alcool la spray, ca să se amestece culorile. Trebuie să fie super umede. Am prins șabloane în formă de steluță pe geantă. Și acum o să o întind cu grijă peste folie. O să întind bine, apoi o să ridic. Cerneala s-a transferat pe geantă. Acum pot da jos steluțele. Arată bine, nu-i așa? E luminoasă, chic și e super colorată. Eu aș purta așa ceva. Cred că mă duc la shopping mai târziu. Arată chiar bine. Dar eu am bomboane, pot să mituiesc pe Wednesday cu ele. Arunci cu bomboane în mine? Nu te opri. Dar e secretul nostru, bine? Nu spun nimic. Deci, cine câștigă? Olivia. Super! Eram sigură! Decizia mea e finală. M-am săturat. Mai bine plec. Hai să începem. Ne pricepem la jocul ăsta. La ce te uiți? De când îți plac curcubele? Știu, văd și eu. Nu, nu facem asta. Ok, bine. Hei! Hei! Sunteți gata? Trebuie să faceți un curcubeu. Unul plin de bucurie și fericire. Îmi plac super mult curcubeele. O să folosesc cariocile astea. Am un truc genial. O să aliniez cariocile fix așa. Apoi o să lipesc cu lipici fierbinte. După ce se întărește, pot desena cu ele. E o metodă super ușoară de a desena un curcubeu. Dar n-am terminat. O să bag o foaie de hârtie într-o folie de protecție din plastic. Apoi o să bag curcubeul în folie. Și dacă scot folia albă, apare curcubeul. Ca prin magie. Oare pot face ceva mai interesant? Știu, o să folosesc creioane cerate. Și tigaia asta. O să așez paharul din sticlă în tigaie. Și o să pornesc focul. O să aștept să se topească creioanele. Culorile se amestecă. Wow, ia uite. Acum am nevoie de un papit. O să torn ceara în jucăria papit. Și o să aștept să se întărească. O să rup o bucată, pot desena cu ea un curcubeu perfect. Wow, ce artistic arată! Sunt impresionată! Vreau și eu să gust! Îmi plac bomboanele în culorile curcubeului. Aoleu, stai așa! Arătau delicios! Cum ți se pare? E drăguț, nu? Asta e varianta mea! Uite-l! Nu e! Le-aș putea admira toată ziua! Ce? Ce se întâmplă? Wow, curcubee! Chiar sunt frumoase! Ce de curcubee? Ce n-ai? Poftim? Ce ciudat! Lexi câștigă! Super! Sunt cea mai tare! Pitit! Trec! Îmi place să călătoresc cu stil! Doar așa o fac! Ura! E timpul să merg la oră! Trebuie să-mi încui scuterul! Îmi place să fiu precaută! Așteaptă! Ce-i ăla? They see me rolling! This is my ride! Ce zici? Ia uite! O clipă! Așa! Oprește-te, oprește-te! A scăpat de sub control! Așa se termină totul! O să fie la limită! S-a terminat? Ești nebună? Puteai să mă rănești! Ești atât de enervantă! Ups! Volanul meu! Îl voi lua cu mine! Șalala! Îmi place această melodie! Dar ora e pe cale să înceapă! E ceva în neregulă? Bună, vecina! Ce mai faci? Bine! De ce vorbește cu mine? Am căști! Șmechere, nu? Prefăte că nu ai văzut asta! Fire? Wow! Mă rog, încă funcționează? În fine, uită-te la ăsta! E cel mai recent model! Invidioasă? Nu, nu prea! Poate un pic! Stai! Ce e în coșul de gunoi? E o bucată de carton! Mi-a venit o idee! Dar trebuie să fac câteva ajustări! Ce face ea acum? Nu se poate! Tastatura este pregătită! Acum am nevoie de un ecran! Imaginea asta e perfectă! Acum am un laptop! Cine e invidioasă acum? Ce tragic! Îți lipsește ceva! Ăsta face diferența! Știu! Am și eu un măr! Îl voi pune pe carton și îl voi lipi! Nu vreau să cadă! Cred că ajunge! Vrei să vezi asta? Chiar ai făcut așa ceva? E super amuzant! Mă rog, mie-mi place! Asta contează? Sunt epuizată! Trebuie să mă răcoresc!
Majordom! Ventilatorul tău auriu, domnișoară? Permite-mi! O adiere răcoroasă doar pentru tine! Oh, e bine! Wow! Asta îmi trebuie și mie! Pot utiliza acest carton! Mult mai bine! O faci manual? Eu nu-mi folosesc niciodată mâinile! Așa, deci, îți arăt eu ție! Ai dreptate! E bine! Mi-ai furat briza răcoritoare? E ventilatorul meu! Ah, îmi place! Au, nu face asta! Îl vreau! Încetează să faci asta! Îndreaptă-l în direcția asta! Niciodată! Cum merge-le? Vai, încep să mă amețesc! Încetați, serios! Ia început! Există o singură soluție! Nu pot să mă uit! E ok? Ce face? Trebuie să vă arăt ceva! Priviți! Voi pune salopeta peste ventilator! Fiecare primește câte un crac! Sunt confuză! Habar n-am ce se întâmplă! Așteptați! Voi porni ventilatorul! Uitați cum merge! Wow! E uimitor! Se simte minunat! Ah, hai să terminăm cu asta! Am planificat o sesiune de cumpărături! Am nevoie de o gustare rapidă! Negresa asta e ideală! Uite ce bunătate cu ciocolată! Mmm, delicioasă! Aveam nevoie de asta! Și pot folosi această hârtie la oră? Eh, ok! Trebuie să-mi iau un creion! Așteaptă! Nu-l pot folosi pe asta? Uită-te la el! E minuscul! E ridicol! Ce mă fac? Ha, ăla e creionul tău? Jenant! Mi-am personalizat aceste creioane în Paris! Wow! Îmi dai și mie unul? Vrei unul dintre creionele mele? În niciun caz! Oh, ești atât de rea! Asta e viața! L-am terminat! Stai puțin! Mi-a venit o idee! O să iau eu doza aia! Îmi place sucul ăsta! Trebuie să mai fi rămas ceva! Ce e zgomotul ăla? Oh, acum am văzut totul! E timpul să ne punem pe treabă! Voi pune paiul pe masă! Voi băga un creion într-un capăt și celălalt creion în acest capăt! La fix! Acum am un creion nou! Hai să-l încercăm! Funcționează! Pe bune! N-aș vrea să fiu văzută cu așa ceva! Ce creion să folosesc? Pe acesta! Este ziua de test și asta e o zonă fără telefoane! Stai așa! Nu mai face niciun pas! Sper că nu ai un telefon! Stați așa! Asta e pe bune? Mă întorc imediat! Ce? Ce s-a întâmplat? A fost ciudat! Nu pot să o las să-mi ia telefonul, dar ce pot să fac? Hai, gândește-te! Ha? Ce-i asta? E o cutie de creioane colorate! Știu! Sunt un geniu! Trebuie să scot creioanele! Vreau să fac loc pentru telefon! Voi scoate creioanele din mijloc! Cred că sunt suficiente! Acum am nevoie de cuțitul meu! Voi cresta cutia! Trebuie să aibă aceeași dimensiune ca telefonul! Vreau să fac o clapetă! Pare ok! Îmi voi pune telefonul înăuntru! Apoi voi închide claveta peste! Nimeni nu va ști! Ok, acum! M-am întors! Pot intra în clasă? Vom vedea! Trebuie să te scanez! Chiar e cu adevărat necesar? Sunt curată, cinstită? Nimic! Nu cumva ești și reată! Nici nu m-aș gândi la asta! Sunteți cam dură! Bine, ești ok! Știam că va funcționa! Cine urmează? Am reușit! Cred că acum calea e liberă! Pot să-mi scot telefonul! Am toate răspunsurile pe el! Sigur o să iau nota 10! Trebuie să mă compor normal! Ce-i afișul ăsta? Pe bune? Pot intra? Nu sunt permise telefoanele! Okay. Luați-l! Sunt prea ocupată pentru asta! Oh, a fost ușor! Nu vine să cred ce regulă! Din fericire, am un telefon nou! Celălalt avea 3 luni! Oricum era timpul să-l înlocuiesc! Ăsta e mult mai bun! Profesoara mi-a făcut o favoare! E timpul pentru cumpărături online! Întinde-te! Simte cum arde! Chiar trebuie? Stop! Hai să transpirăm! Urăsc asta! Fără durere nu există progres! Nu vreau niciun progres! Am o idee! Poate că asta te va motiva! Aia e o ciocolată? De acord!
Nu te opri! Dai drumul! Stai! Delicioasă! Îmi pare rău! Am terminat cu asta! Avem nevoie de o abordare diferită! Asta ar putea funcționa! Ce face ea? Ce zici? Uită-te la acele nisipuri aurii! Wow! Vreau să merg acolo! Să începem! Trebuie să fiu pregătită pentru plajă! Fiu, funcționează! Mă voi întoarce mai târziu! Trebuie să continui! Ce amuzant! Ești pregătită să începem? Va fi distractiv! Nu prea cred! Am lucruri mai bune de făcut! Selfie! Haide! O să-ți placă! Nu mă vei lăsa în pace, nu? Dăm greutățile! Dezgustător! Vrei să le folosesc pe astea? Uită-te la ele! Ce scârbos! Nu mă ating de alea! Alo, am nevoie de ajutorul tău! Acum aștept! Stai să le văd! Okay. Astea sunt mult mai bune! Trebuie să arăt bine când fac exerciții! Da, așa! Arăt drăguț! Glumești! Hei, încetează! Nu mă face să folosesc fluierul! Nu face asta! Bine, să alergăm pe loc! Continuă! Nu, eu nu alerg! Știu! Uite ce am eu! Puneți ăștia! Care-i faza? Ce se întâmplă? Stai o secundă! Și acțiune! Asta schimbă totul! Uită-te la nisipurile ale aurii! Știam că o să-ți placă! Munca mea s-a terminat! Woohoo! Nimic nu mă poate opri! Așteaptă! Nu! Ce-a fost asta? Poate că nu a fost o idee bună! O să plec acum! Am câteva fire rebele! Asta o să le rezolve! Poftim? Testul la fizică e azi? Of, cum am putut să uit? Poate pot să învăț acum rapid câte ceva? Manualul ăsta n-a mai văzut lumina zilei de ceva timp? Cât praf s-a adunat pe el! Căh! Nu o să-mi amintesc nimic din chestiile astea! Clar o să pic testul! Vai de mine! Putea ca ziua asta să meargă și mai prost? Of! Ia stai așa! Pot să scriu pe propria piele, nu-i așa? Tocmai mi-a venit o idee genială! Pot să-mi scriu răspunsurile pe genunchi! O să fie cea mai tare copiuță din istorie! Nu trebuie să mai învăț niciodată formule pe de rost! Felicitări pentru utilizarea spațiului propriu, Madison! Și ca să fiu sigură că nu se șterge, dau cu fixativ de păr pe deasupra! Tare! Niciodată nu m-am simțit atât de pregătită! E crima perfectă! Și când profa nu se uită, aruncă o privire la genunchi! Pentru unele dintre noi, testele sunt ceva foarte ușor. Dar pentru altele, lucrurile sunt ceva mai complicate. Nu o să iau niciodată o notă de trecere. Oare cum de Kate știe toate răspunsurile astea? Zici că am memorat manualul. Mă simt atât de proastă. Oare m-ar lăsa să mă uit la răspunsurile ei? Jen, nu știi acest truc special? Când ai probleme de matematică de acest tip, înmulțește rândul ăsta. Apoi înmulțește rândul ăsta. Vezi? Apoi adună astea două numere de aici. 6 plus 3 e egal cu 9. Și ăsta e răspunsul. 693. Ce truc genial! Wow! Mulțumesc frumos că mi l-ai arătat! Nu vorbiți în timpul testului! Kate? Lasă-mă să văd asta! Ce? Ce sunt toate astea? Nu poate fi corect! Dar este!
693! Ce vrăjitorii ai făcut aici? Cred că pot să-mi spui maestrul matematician. Ăsta arată bine aici? Mie mi se pare un loc bun. Acum am nevoie doar de niște scoci. Of, hai odată! Am nevoie de două mâini pentru asta. Of! Ok, stai puțin. Așa, unde mi-am pus foarfeca? Parcă era în buzunar. Oh. Hai odată! Ah! Ce stupizenie! Am nevoie doar de puțin scoci. Ce faci aici? Am nevoie doar de o bucată de scoci. Oare ce poți să faci? Știu! Lasă-mă să-ți arăt! Lipește un capăt de o masă, apoi împăturește de două ori scociul ca în imagine. Apoi ține de el și trage. Vezi? Ce tare! Acum hai să lipim ăsta. Și gata! Yuhu! Tema asta e grea. Stai puțin, ce fost aia? Nu pricep nimic din chestiile astea. N-au nicio logică. O, nu! Formulele se multiplică! Lăsați-mă în pace! Ai luat nota 4, Justin, și mă bucur! Ce e cu zgomotul ăsta? O să-mi iasă un cucui! Se învârte camera? Nu, probabil e o contuzie. Care-i problema, mice? De ce fizica e atât de grea? Nu înțeleg deloc! O să rămân corijent! Au, capul meu! Stai puțin, amice! Trebuie să-mi pun un plasture aici. Ce rău arată! Trebuie să fiu mai atent. Mult mai bine! Ce? Problema mea e mai importantă, tată? Nu pot să iau nota 4? Trebuie să înveți! Încerc, dar uit tot! Stai, știu! Așa te vreau, Justin! Ha? Mă refer la plasturi? Îi iau eu! Ăștia o să-mi rezolve problema! Adio, nota 4! Scot folia de pe spatele plasturelui. Am scris toate formulele pe bucățica asta de hârtie. O pun pe mijlocul plasturelui. Și o să am răspunsurile la îndemână. O să trec cu brio testul ăsta. Ce rău mă doare! Vai, ce-ai pățit? E recentă treaba, nu vreau să vorbesc despre asta. Tot o să dai testul? Normal, abia aștept. Baftă, o să ai nevoie. Asta crezi tu? O să dezlipesc plasturele astea și am tot ce-mi trebuie. E isteață treaba, nu-i așa? Credeam că e ora de desen. De ce n-am învățat mai mult? Nu o să iau notă de trecere. Stai puțin, profesorul nu-i atent. Asta e șansa mea. Trebuie să fiu foarte subtil. Ce m-aș face fără telefonul meu? E exact ce-mi trebuia. Și așa o să afli răspunsul. Acum, după ce ai făcut asta, ce se întâmplă acolo? Ăla e un telefon? Nimic nu mă poate opri acum. Serios? Stați de mult timp aici? Suficient de mult. Dăm telefonul. M-ai dezamăgit, Alex? Acum termină testul. Incredibil. Da, mă rog. Mi-a luat el telefonul, dar măcar nu mi-a luat gustările. Chipsurile astea au un ingredient special. Răspunsurile. Și cea mai tare parte e că mănânc chipsurile mai târziu. Glumești? Simt că mă privește cineva. Probabil nu e nimeni. Chipsuri pentru mine? Nu trebuia. Nu, iar! Există o singură soluție. Meriți nota asta? Ce bine a fost! Acum dispari! Sunteți rău! O să plângi! Nu e corect! Ce s-a întâmplat, băiete? Am luat un 4, tată! Mi-am dat silința! Nu fi trist! Stai așa! Cred că știu care e soluția! Mai întâi trebuie să scot mânerul lupei. Acum îmi trebuie un tub din carton. Îl pun deasupra lentilei. Îl fixez cu lipici. Îl aplic pe margine cu pistolul de lipit. Acum îmi trebuie scociul ăsta roșu. Îl înfășor pe lentilă. Vreau să arate bine.
Poftim, Alex! Ăsta o să-ți rezolve toate problemele! Ce e? Pune-l la ochi! Mă întorc imediat! Stai așa! Ia uite! Poftim? M-am prins! Văd răspunsurile! E incredibil! Ok, e timpul să dai testul! L-am făcut foarte greu pe ăsta! Sunt tare încrezător! Asta zic toți! O să încep! Știu că o să iei notă mică! Nici nu mă aștept la altceva! Haide, tată! Unde ești? Nu, ăla e un copac! Știam eu că o să meargă deghizarea asta! Alex, aici! Perfect! Știam că nu o să mă dezamăgești! Mersi, tată! Ha? Ai zis ceva? Ce face? Ceva nu e în regulă aici! Trebuie să investighez! Până acum e bine! Ce se întâmplă aici? Nimic! Nu știu despre ce vorbiți! Puteți să vă uitați! Cred că o să o fac! E un constructor ciudat acolo! Oh, poartă-te normal! Totul pare ok! Poate că te-am judecat greșit, Alex! Iu, a fost cât pe ce! O să tai un pic aici? Ah, știu! Se va potrivi perfect! Urmează bățul pentru frigăruie! Perfect! Am o nouă pensulă de machiaj! Hei! Ai o pensulă nouă? De unde o ai? Ah! Ce ai făcut? Ești absolut îngrozitoare! Fiu! Am ajuns în sfârșit la bar! O cola, te rog! Bună! Poftim, o cola! Aia e cola mea! Nu-i bai! Ți-o deschid eu! Stai așa! Reușesc imediat! Ah, ce greu se deschide! Ok, cred că ajunge! Am propria metodă, mersi! Poftim! Ai folosit un ondulator de gene? Noroc! Ah, ce răcoritoare e! Seară frumoasă! Am fost eclipsat de un ondulator de gene? Of, iar am detenție! În regulă, știți ce aveți de făcut! Copiați asta de 500 de ori! Of, o să dureze o veșnicie! 500 de ori înseamnă foarte mult! Nu o să mai... chiulesc niciodată! Vai de mine! Deja mă doare mâna! O să-mi ia o zi întreagă în ritmul ăsta! Ha, pe vremea mea! Am scris de suficient de ori? Nu! Nici măcar nu sunt pe aproape! Trebuie să pot face ceva! Hei, ia stai puțin! Aveam soluția fix în fața ochilor! Trebuie să lipesc toate pixurile astea între ele! Uite așa! Pun lipit și pe partea cealaltă! Trebuie să fie lipite bine! Am terminat! Sunt gata de treabă! Ia să vedem... N-o să mai chiulesc... Ah, funcționează! Pot să scriu 4 rânduri deodată! Sunt un geniu! Ce idee bună! Nu-mi vine să cred ce rapid m-am mișcat așa! Gata! Am scris de 500 de ori! Vai de mine! Ce rapid ai fost! Ah, stați puțin! Am uitat câteva foi! Uitați și restul! Aaa, clar te-ai învățat minte! Ce băiat bun! Ce fericită sunt! Uf, acum trebuie doar să le număr! Nu-mi vine să cred! Ai scris de mult mai multe ori! De 5000 de ori! Ce tare e piesa asta! Ah, aș putea să fac cina! O să dau volumul mai tare cât gătesc! Ia să vedem ce avem noi aici! Oh, nu!
Frigiderul e aproape gol. Iu, n-a mai rămas decât cheeseburgerul ăsta vechi. Poate totuși pot face ceva. Nu, e prea vechi. La gunoi cu tine. Hei! Cred că există totuși o soluție. O să torn niște apă în bolul ăsta și o să-mi mui burgerul în ea. Gata! Îl pun pe farfurie și îl bag la microunde. E gata! Și miroase bine! O să vrea și ceva de băut. Bună, m-am întors! Wow, mersi că mi-ai făcut ceva de mâncare! Wow, arată foarte bine! Ce bun e! Mersi! Fiu, ce mă bucur că a funcționat! Curăsc să mi se rupă vârful creionului. E super enervant. Din fericire, am roboțelul ăsta. El duce greul. Eu doar trebuie să învârt de muner. Și apoi obțin un creion ascuțit perfect. Îl pot pune lângă celelalte. Am o idee. O să-mi folosesc creativitatea. O să împăturesc o foaie de hârtie. Apoi o să desenez pe ea fața monstrului albastru. O să arate super. Seamănă bine. După aceea desfac foaia de hârtie și termin desenul. Trebuie să mai fac niște detalii. Așa mai vii de acasă. Și culori? Îmi place cum arată. Îmi place arta. Mai ales operele de artă ciudate. Ce faci acolo? Hei! Desenul meu, vino înapoi! Ce faci cu el? Care-i faza? Ce se întâmplă aici? Ah, ai venit! Voi cine sunteți? Te așteptam! Ce bine arăți! Toate fetele iubesc bijuteriile, mai ales dacă sunt dezgropate recent. Avem brățări la set! Să nu lași să-mi cumpere bijuterii de ziua mea! Aveți vreo problemă? Asta e prima provocare! Vreau să-mi faceți niște bijuterii! Nu știu ce să zic! Hai să terminăm mai rapid! Nu-mi vine să cred că facem asta! Hai, vină încoace! Cu ce să începem? Poate cu degetele? Nu te uita așa la mine! Poate dacă folosim asta? Nu știu ce să zic, stai puțin! Să nu faceți asta, vă rog! Da, știam! Ne brăseam și noi! Nu am nicio idee! Stai, nu te mișca! Putem folosi elasticele astea de păr! Hei, am nevoie de ele! E mai importantă proba! Super! Acum o să-mi stea părul oribil! Astea-s toate! Fii atentă! Am nevoie doar de două degete! O să iau un elastic de păr! Ce faci mai exact? O să prind elasticul în jurul degetelor! O să le pun unul peste altul! Apoi o să-l prind pe cel roșu peste celelalte! Și o să repet procesul! Pot să fac și eu asta! Am mereu niște elastice de păr de rezervă! Sunt pentru urgențe! Știam că o să am nevoie de ele la un moment dat! Nu o să-i le arăt lui Lexi! E mai greu decât credeam! Mai am puțin! Parcă mi-a și împletit părul! Vreau să fac un cerc! Fix așa! E o brățară genială! Olivia, uite! Am și eu una! Poftim? De unde? Am avut inspirație! Sunt cam colorate pentru gustul meu, dar e egalitate! Iuhu! Noroc cu mine! Sunt drăguțe! Eu aș purta așa ceva! De asta nu suntem prietene cu oamenii normali! Ce culoare perfectă! Întunecată, morocănoasă, fix ca mine! Ce n-ai? Telefonul meu! Dă-te de pe mine! Ce enervantă ești! Lasă-mă în pace! Ce păcat! Nu-i nevoie să mă compătimiți! Așa, asta e următoarea voastră provocare! Ce mai așteptați? Poți cânta pe noi! O să fie distractiv! Avem husele de telefon! Hai să începem! Oare ce să fac cu ea? Am un plan genial, dar am nevoie de câteva lucruri din rucsac! Unde-o fi? Am nevoie de ăsta! Ce mai am pe aici? Ți-am spus să faci curat mai des în rucsac! Un morcov? Asta e o gustare pentru mai târziu! Ups! Puteam să-l împărțim! Aha! Asta căutam! Stiloul 3D! O
să arate super! Mai întâi o să desenez pe husă. Vreau să fac liniile apropiate una de alta. Și apoi o să schimb culorile. O să fac la fel până jos. O să arate ca un curcubeu. Wow! A ieșit fix cum mi-am imaginat. Cum ți se pare? Recunoaște că-ți place. Pe mine mă face să zâmbesc. Arată chiar bine! Ești adorabilă! Ok, de ce nu ai un iepure ca animal de companie? O să iau oja de unghii. Sigur o pot folosi. Cu ce nuanță să încep? Asta arată bine! O să acopăr husa de telefon cu picături de ojă. Vreau să fac câteva buline pe husă. Apoi o să adaug mai multe culori. O să le suprapun. Deja arată super drăguț. Acum am nevoie de un pai de băut. Sper să nu rămân fără aer. Trebuie să suflu prin pai. Așa, oja o să se miște pe suprafața husei. Culorile încep să se amestece și vor crea un efect marmorat. Acum o să le usuc cu lampa asta de unghii, ca să fie mai rapid. Wow, arată super! Hei, ia uite! Sper să-ți placă! E rândul tău! Simt că-i ce trebuie! V-ați descurcat bine amândouă! E iar egalitate! Super! Ce fericită sunt! Vreau să folosesc husa asta! Ups! Mi s-au lipit degetele de ea! Ești bine? Ce mă fac? Nu se mai deslipește! Telefonul meu! Bine că era protejat de o husă! Hai să nu mai vorbim despre asta! Wow! Ce mult vorbește tipul ăsta! Și n-are niciun sens ce zice! E vital să învățați asta! O să fie și la test! Eu aud doar bla bla bla! Știu ce face ora asta mai plăcută? Niște gustări! Mi s-a făcut foame de la atât ascultat! Oh, caramea dulce! Stați! Am auzit foșnetul unui ambalaj de caramea? O să savurez! Ce crezi că faci? Nu-i frumos, frate! Știi regulile? Fără gustări la ore? O iau eu pe asta! Și pe restul? Ce poți face? O să verific dacă e o caramea adevărată. Oh, da! 100% zahăr! Unde rămăsesem? Gustările nu sunt permise, dar n-a zis nimic de suc! Ăsta e perfect! Dar o să am mai multă grijă acum. Îl țin ascuns. Habar n-are! Stai! Unde a dispărut? Adică, ce faceți? Cred că sucul îmi aparține! Cum o fi ajuns acolo? E ultimul tău avertisment, Alex! S-a întors cu spatele! Trebuie să fiu rapid! Nu prea cred! Poftim! Recunoaște, sunt prea priceput! O să scap de asta! Mai aveam puțin! Aproape că-i simțeam gustul! Sunt cu ochii pe tine! Frate, ce tip dur! Bine, mă opresc acum! Stai, batonul meu de lipici! Mi-a venit o idee! Cred că pot să-l folosesc! Mai întâi trebuie să scot lipiciul, apoi curăț interiorul tubului. Acum am nevoie de caramelele mele preferate. Apoi le presez pe toate. Vreau să formez o minge din caramele. Împing tubul în ea. Așa, tai o bucată din minge. Acum pot să îndepărtez cantitatea în exces. O păstrez pentru mai târziu. Am o caramea baton acum. Când răsucesc tubul, iese carameaua. Merge exact cum am plănuit. Cea mai tare parte e că nimeni nu bănuiește nimic. Un deliciu! Stai puțin! Ce e cu mirosul ăla încântător? Nu, iar! Simt miros de caramele? Poftim? Nu, nici nu visez la așa ceva! Totuși nu te cred! Trebuie să mă uit mai atent! Vă rog, nu e nimic aici! Doar îmi foloseam banalul baton de lipici! Așa să fie? Adică spune adevărul! Nu văd nicio caramea! Ok, cred că m-am înșelat! Așa se pare! Mă scuzați, am ceva de lipit. Un deliciu! Poate că totuși ora asta nu e atât de rea. Încă tăietură aici. Arată bine? Sunt atât de plictisită. Doar nu vorbești serios, ora asta e cea mai tare. Molly, ai ceva în spatele urechii. Ce? Wow, de unde a apărut asta? Ești magiciană? Poate că sunt. Wow, ce cool! Wow! Mi-a venit o idee! Am nevoie de mult carton și de niște arcuri. Acum pot să fac o cutie. Începe să prindă contur. Da, cred că e gata.
Mindy, trebuie să vezi asta. Hă? Ce e? Wow, tu ai făcut asta? Nu ai văzut cea mai bună parte? Uite, mănâncă moneda. E tare, nu? Hai să încercăm din nou. Speram să spui asta. Trebuie să mă concentrez. Nu vreau să fac nicio greșeală. Ce muc mare și suculent. Ha? Ce-i aia? E Kitty-a mea. Știu, e uimitoare. E ok să fie invidioasă. O vreau! Uită-te la ea. Molly? Poți să o țin? Normal. Glumeam. Te-am păcălit. Ce urât. Clar nu o ții tu pe Kitty-a mea. E atât de rea. Dar îi arăt eu ei. Mai întâi tai acest carton în jumătate. Acum am nevoie de lipici. Îl voi aplica pe margine. Am niște carton zimțat. Îl apăs pe lipici. Voi îndoi marginile pentru a face o cutie. Am înfășurat hârtie pe un bețișor de lemn, care se bagă în cutie. Am făcut o mică gaură în cartonul ăsta. Asta va fi partea de sus a cutiei. Voi trage hârtia prin fantă. Apoi voi desena pe ea. Și gata! Molly, ia uite! E un desen animat cu Hello Kitty. Super cool, nu? Ce? De unde ai luat chestia aia? Aș vrea să am așa ceva. Există o singură soluție. Fac schimb cu tine. Știi ce vreau? Woohoo! Merită! E atât de moale și drăguță. Wow! N-am mai văzut așa ceva. E cea mai tare chestie. Aș putea face asta toată ziua. Alarma mea e setată. E timpul să mă culc. Simt că uit ceva. Însă ce? Stai o secundă! Am uitat de examen! Oh, nu! E nasol! Trebuie să studiez! Sper că nu e prea târziu. Ok, pot face asta. Trebuie doar să învăț cât pentru un semestru. Cât de greu poate fi? Oh, sunt atât de obosită. Dar trebuie să continui. Studiez din greu, ha? Huh? Ți-am adus niște gustări. Ai, ești cea mai tare. Știu. Huh? Ce se întâmplă? Șt, trebuie să învăț asta. Veioza ta pâlpâie. Cred că are ceva. Și acum s-a stricat. Nu e bine. Sper că nu ți este frică de întuneric. Stai așa. Am o idee. Da, să începem. Voi desena inimi pe un pahar de hârtie. Apoi le voi decupa. Voi pune un disc de carton deasupra paharului și voi băga un bețișor de lemn prin el. Acum am nevoie de multe discuri de carton. Le voi schivui și voi face o gaură în ele și în pahar. Acum voi băga luminițele în pahar. Voi înfige bețișorul de lemn în discurile de carton. E o veioză drăguță. Oh, Mindy, asta te va ajuta să studiezi. Oh, wow, e exact ce-mi trebuia. E perfectă. Mult noroc, draga mea! Știu că poți! Da, cred că pot! Cartea asta e atât de interesantă! Dar cititul e o muncă grea! Mă face să-mi fie foame! Am nevoie de mâncare! Noroc că sunt pregătită! O să mănânc niște bomboane! Sunt minunate! Sunt atât de fericită acum! Nimic nu poate strica starea! Ce crezi că faci? Pune bomboanele în coșul de gunoi! Nu e corect! Îmi plăceau! Știi regulile? Sunt dezamăgită de tine, Mindy! Acum citește-ți cartea! Sunt prea șireată pentru ea! Am mai multe bomboane ascunse! Nu, nu pot! Sau pot? Trebuie să existe un mod de a le mânca! Stai, știu! Voi tăia un nor dintr-o bucată de carton. Apoi voi lipi doi ochi și o gură pe el. Voi aplica lipici pe margini și voi lipi un material cauciucat. Voi avea nevoie și de un fermoar. E un caiet simpatic, dar ascunde un secret delicios. E ca un curcubeu dulce. Așa da, profesoara nu va ști niciodată. Mindy, ce faci? Nimic. Ok, nu-mi strica tipul de relaxare cu chipsuri. Wow, ce obosită sunt! O să fac o baie ca să mă simt mai bine. Mai întâi trebuie să mă pieptăn, ca să nu mi se îngălcească părul. Perfect! E timpul pentru o baie! Stai! Oh, nu! Unde a dispărut toată apa fierbinte? Nu! S-a stricat dopul de scurgere! De unde a apărut gaura asta în el? Of, cum mai pot să fac baie acum? Ce nasol! Așa, am umflat balonul ăsta. Hei, poftim un balon!
Mersi! Ce-i drept? E drăguț! Stai! Cred că tocmai mi-am rezolvat problema! Mulțumesc! Ah, mi-a luat balonul! Bine că mai am câteva! În regulă! Să trecem la treabă! Trebuie să tai partea din spate a unei seringi. După aceea, o să mă ocup de balon. O să-l rulez așa. Perfect! Ok, acum am nevoie de bucata tăiată. Intră perfect în balon. Și acum o să torn niște lipici fierbinte în balon. E cam mult lipici, dar nu mă zgârcesc. Vreau să iasă bine. După ce s-a uscat, o să scot bucata de plastic. Trag cu atenție ca să iasă din balon. Mai trebuie doar să leg balonul la gură. Ce tare! Am un nou dop de scurgere! Excelent! Păstrează apa în cadă! Ah, fix de asta aveam nevoie! Sunt perfect relaxată! Oh, ce distractiv e să te joci cu slime-ul ăsta! Ok! Trebuie să mă mai dau cu puțină pudră... Perfect! La final o să mă pieptăn rapid! Ce frumos! Arată excelent! Oh, hey, Jaskier! Ce frumușel ești! Vino încoace! Hai să te strâng în brațe! Ce moale și dulce ești! Uf, ce faci acolo? Hei, care-i faza? Ah, ok, ești gata, într-un final! Ești sigură că vrei să ieși așa? Oh, nu! Nu te uita la mine! Ce mizerie! Stai puțin! Slime-ul s-a lipit de toată mizeria de pe tricou! Da, cred că mi-am rezolvat problema! O să-l apăs peste tot pe tricou, ca să adune firele și machiajul! Mult mai bine! Cine ar fi zis că slime-ul poate fi atât de util? Hei, arăți mult mai bine ca înainte! În regulă, hai să mergem! Mă vede cineva? Nu? Ok! Excelent! Am fotografiat telefonul! Dispar de aici, husă veche! Am printat poza pe care am făcut-o! Acum trebuie să o tai! Urmează lipiciul! Trebuie să acopăr cu lipici tot spatele pozei! Fix așa! Acum o să o lipesc pe spatele telefonului! Trebuie să o aliniez perfect! Super! A funcționat! Acum pare că telefonul are două fețe! Bună! Wow, ce telefon ai! Știu, e tare, nu-i așa? Ce bine arată! Sunt geloasă! Ce ai acolo, Matthew? Știi regulile, dă-mi telefonul! Hei, ce-i asta? I-ai lipit o hârtie pe spate? Ce ciudați sunt copiii! Ha, chiar că... Ha? Nu vine să cred că te-ai chinuit! Așa, draga mea, creionele astea sunt atât de drăguțe! Suntem super norocoase! Știu, dar totul ține de coordonare, adică trebuie să se potrivească. Cred că trebuie să vezi asta. Ce naiba? Hei, Sunny, unde ți-e creionul? Creionul meu? Oh, da, aici este. Oh, nu, nu e ok. Nu le pot lăsa să vadă asta. E pe aici, pe undeva. O secundă. Trebuie să fiu rapidă. L-am găsit. Mereu îl pierd. Ce părere aveți? Glumești? Elevi, sunteți pregătiți? E timpul să dați test. Puteți începe să dați greș. Da, ador testele surpriză. Nu o să meargă bine. Nu înțeleg nimic din toate astea. Oh, îmi place întrebarea asta. Psst, Madison, hei, aici. Ha? Ce e? Pot să mă ajuți? Te rog. Oh, ok, îți fac rapid o copiuță. Aici ai tot ce-ți trebuie și o voi trimite prin poșta aeriană. Sunny, vine! Haide! Oh, nu cred! Voi opri treaba asta! Avionul meu de hârtie! Să nu mai încerci asta din nou! Vorbesc serios! Sigur, am înțeles! Grozav! Acum ce mă fac? Poate voi avea noroc! Da, sigur! Scuze, am încercat! Trebuie să putem face ceva! Stai așa! Tabla! Da, știu! Voi avea nevoie de caietul meu! O să-i schimb aspectul, îl voi vopsi în negru, dar asta nu e o vopsea obișnuită. E pentru tablă, o voi folosi pentru a-mi acoperi caietul.
Îl pictez uniform. Mai am puțin. Gata! Acum aștept să se usuce. Nu ar trebui să dureze mult. Acum voi lua o bucată de cretă. Pot să scriu răspunsul pe vopsea. Exact așa! Și apoi îl pot șterge. E perfect! E timpul să o ajut pe Sunny. O să fie uimită! Așa fac și mai multă matematică. Toată lumea câștigă! Ok! Hei, Sunny! Ia uite! Oh, wow! Aproape am găsit răspunsul. Știam eu! Wow, mulțumesc, Madison! Ai înțeles? Bun! Stai așa! Ha? Ce se întâmplă? Hei, nu copiați! Ah, trebuie să șterg răspunsul. Nu-l pot lăsa să-l vadă. Nu copiez. Uitați, e doar un caiet. Oh, bine, scuze. Probabil că îmi imaginez lucruri. Continuați cu testul. Mersi, Madison! Ești cea mai tare! Stai liniștită! Abia aștept să se termine acest curs. Știu, se lungește. Woohoo! Gata! A fost o muncă grea. Pa, Sunny! Pa, ne vedem mai târziu. Am plecat de aici. Wow! Ce? Sunny? Oh, nu! Ești bine? Stai să te ajut. Stai acolo. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Nu mă mir. Stai! Ai alunecat pe Pix. Nu voi permite să se mai întâmple asta. Voi începe prin a tăia o bucată de carton așa. Apoi am nevoie de o carioca neagră. Voi trasa conturul cartonului. Apoi voi completa detaliile. Vor fi două pisicuțe drăguțe. O să arate grozav. Ok, cred că ajunge. Acum voi întoarce cartonul. Mai e un singur lucru de făcut. Voi lipi magneți pe carton. Voi pune o pisicuță în caiet. Apoi voi pune Pixul în mijloc. Pot să închid caietul. Și apoi conectez magneții. Pixul ăla nu mai pleacă nicăieri. Ce părere ai, Sunny? Wow! Mulțumesc, Madison! E exact ce-mi trebuia. Să mergem! Iubesc această nuanță de ruj. Șt, trebuie să mă concentrez. Așa, arată bine. Încă tăietură. Am reușit. Acum am nevoie de niște lipici. Doar un strop. Oh, da! Poate că e prea mult. M-am lăsat purtată de val. E atât de lipicios. Scârbos. Se simte ciudat. Sticlă de lipici proastă. Ești bine? Ce s-a întâmplat? Nu vreau să vorbesc despre asta. Aoleu, ce mizerie. E a patra oară pe ziua de azi când face asta. Trebuie să o ajut. Și am soluția ideală. Această sticluță cu bilă va rezolva problema. Dăm lipiciul. Vrei chestia asta? Te avertizez, a scăpat de sub control. Știu ce fac. Mai întâi voi goli sticla. Apoi voi turna lipiciul în ea. Ușurel, nu vreau să vărs nimic. Nu vreau să fiu ca Madison. Ne-am numit surorile lipicioase. Ok, gata. Acum pot să pun capacul cu bilă pe sticlă. Pentru tine. Ce este? Vrei să folosesc lipiciul? Ești sigură? Urează-mi noroc. Wow, ia uite! E cantitatea perfectă de lipici. Cred că-i gata. Lui Kevin o să-i placă la nebunie. Presupun că ar trebui să corectez aceste teste. Ăsta pare a fi corect. Bună treabă! Merită un 10+. Cine urmează? Oh, wow! Glumești? Ce rușine! Ador să fac asta! Ce-a fost asta? Un 6? Nu se poate! Nu e corect! Pot să-l repar! Trebuie doar să fiu creativă! Am terminat de luat notițe! Acum vine partea distractivă! Trebuie să le fac să arate frumos! Voi folosi markerele mele! Wow! Îmi place! Să schimbăm culorile! Am chef de ceva galben! Încetişor! Nu vreau să greșesc! Vai! M-ai dezamăgit! Marker stupid! Ce crezi că faci? Îmi pare foarte rău! L-am scăpat! Ce s-a întâmplat? E un dezastru! E o problemă serioasă! Da, știu ce să fac! Trebuie să fac câteva ajustări! Voi tăia o bucățică de la vârf! Ar trebui să fie suficient! Wow! E o frumusețe de nedescris! Asta va rezolva problema! Uite, încearcă asta! Iar galben? Wow! Nu pot să cred! Hai să punem la încercare!
Wow, uite cum merge! E uimitor! Liniile alea sunt perfecte! Ce nebunie! N-am fost niciodată atât de fericită! Fiți atenți! Aceasta e o clasă monocromă, e clar? Oh, trebuie să-mi curăț urechile! Nu respect regulile! Sunt atât de șireată! Nimic nu mă poate opri! Ce au culorile vii? Sunt frumoase! Meh, e o regulă stupidă! Ce se poate întâmpla? Stai puțin! Detectez o culoare vie! Să analizăm! Exact cum credeam! Cum îți permiți? Trebuie să opresc! Ai dat de bucluc! Huh? Oh, bună! Iau eu ăsta! Locul lui e la gunoi! Așteaptă! Nu am terminat cu tine! Ah, îmi trebuie asta! Așa, dă-te la o parte! Ce se întâmplă? Au, ustură! E doar vina ta! Dă-mi bețișorul ăla! Spune adio culorilor vii! A dispărut! Cum ați făcut asta? Tu urmezi, serios! E ziua testului! Sper că ați învățat! Yes! Ce? Am uitat complet! Oh, nu! E grav! Unde-i pixul meu? De ce a trebuit să se întâmple asta? Amy, am nevoie de un pix! Ha? Scuze, îl am doar pe ăsta! Nu! Ce mă fac? O să pic! Cine face gălăgie? Nu am pix! Oh, nu fi supărată! Cred că am unul de rezervă! Stai puțin! Va trebui să te descurci așa! Poftim! E o glumă? O să cerc! Nu e ușor! Nu merge! E din ce în ce mai rău! Stai să mă gândesc! Nu pot să o dezamăgesc pe Luna! O să înfășor lână în jurul cardului meu! Ar mai trebui câteva straturi! Acum pot să tai excesul! Voi scoate lână de pe card! Nu trebuie să o las să se deșire! Voi împinge capetele prin mijloc! Apoi le înnod! Vreau să fac un ghem de lână! Exact așa! Acum voi tăia în jurul marginii. Îl voi pieptena ca să-l fac pufos. Îmi place! Mi-a dat idei pentru o nouă coafiură. Voi pune ăsta deoparte. Voi înveli un băț în plastic. Vreau să fac un tub. Apoi voi adăuga lipici la capăt. E suficient! Unde e pomponul meu pufos? Ah, aici era! O voi lipi pe Barbie pe el. Arată bine! Dar are nevoie de un pic de strălucire. Acum voi avea nevoie de mărgele. Le bag în celălalt capăt al paiului. Îmi trebuie mai multe. Voi lipi o mărgea pe mina de pix. Apoi voi sigila capătul cu lipici. Nu vreau să cadă. Mai e ceva de făcut. Voi pune un autocolant cu Barbie pe el. Și gata! Un pix roz cu Barbie. Ce-i asta? Wow, pe bune! E ziua mea norocoasă! Wow, mulțumesc! Pot termina testul! Sunteți cea mai tare! Îl meriți! Cred că putem începe! E timpul pentru test! Și l-am făcut extrem de greu! Hai să terminăm cu asta! Voi corecta niște teste! Nu va dura mult! Toată lumea primește un 4! Nici măcar nu mă uit la răspunsuri! Stai! Ceva nu e în regulă! Ah, pixul meu nu mai are pastă! Ce nervant! Stai! Până acum totul e bine! Tocilar are un pix! Stai! O știu pe asta! Gata! Unde mi-e pixul? Te referi la pixul meu? Stop! Hoața de pixuri! Ce e? Și eu cum scriu? Nu știu! Mi-ați furat pixul! Sunteți răutăcioasă! Nu mai fi plângăcioasă! Îți voi corecta lucrarea chiar acum! Așa! Glumiți! Ce vrei? Care-i problema ei? Spuneți-mi în comentarii! Ah, bine! Ce? Ce-ați făcut? Un 8 plus? Îl accept! Acum pleacă de aici! Ok! Urăsc acest job! Copiii sunt groaznici! Ok, elevi, e timpul pentru test! Sper că ați învățat! Bine, hai să facem asta! Oh, asta e ușoară! E un tocilar! Nu am nevoie să învăț! Am toate răspunsurile chiar aici! Sigur voi lua un 10! Sunt atât de inteligentă! Nu știam asta! Ce face Emily? Nu pot să cred! Hei, aici! Ce s-a întâmplat, Matthew? Emily copiază!
E adevărat? Ce? Nici nu aș visa la așa ceva. Aruncați o privire. Ce a spus? Stai, am văzut telefonul. Eu nu văd nimic. Ești groaznic. Poți să-mi termin testul? Sunt mereu cu un pas înainte. Mai mult noroc data viitoare, Matthew. Sunt prea deșteaptă. Dar... Faceți liniște. Ăsta e secretul nostru, ok, prieteni? Iu, e încă aici. Eram atât de neliniștită. Sper că lui Matthew să-i placă. Îl merită? E pur și simplu de vis. Adică, uite-te la el. Oh, mai bine îl împachetez. Vreau să fie perfect. Ce ambalaj de cadou să aleg? Asta e drăguță, la fel ca Matthew. Va trebui să o tai. Stai, asta nu e foarfecă. Sunt sigură că am una în geantă. Unde e? Oh, nu! Știu! Haide! E în această plantă? Nu! Ce mă fac? Va trebui să o rup. Nu mă voi grăbi. Ok, pot să fac asta. Așa, încetişor. Nu a mers conform planului. E un dezastru. Ce e aici? Poate merge să folosesc astea. Da, cred că va merge. Țac, țac. Voi ține chiarele așa și voi face o mișcare de tăiere. Până acum totul e bine. Funcționează. Wow, e uimitor. Aproape am ajuns la capăt. Acum pot să împachetez cadoul. Voi face un pliu drept și în doi colțurile. O să fac o fundă și asta-i tot. Acum trebuie doar să-l găsesc pe Matthew. Iată-l! Stai, 2 și cu 2 fac 4. Înveți ceva nou în fiecare zi. Matthew? La mulți ani! Wow, mulțumesc, Emily! E așa de palpitant! Nu se poate! Întotdeauna mi-am dorit setul ăsta. De unde ai știut? Mă bucur că-ți place! Stai nemișcată, Emily! Ești gata? Normal! Ăsta e locul ideal pentru asta. Arată foarte bine. A fost o idee grozavă. Ce urmează? Sunt cu mult înaintea ta. Mă gândeam să facem felicitări. Oh, super! Uite! Simplu și la obiect. E rândul tău. Am planuri mari pentru asta. Îi lipsește o inimioară. Cred că ar trebui să fie roșie. Am lipiciul aici. O să pun un pic pe felicitare. Apoi îi pot lipi inima. O să mă asigur că stă lipită. Avem o întreagă linie de producție. Stai puțin. Cum arată? Drăguț, nu-i așa? Alea sunt celelalte felicitări? Sigur că da. Ar fi bine să mă apuc de treabă. Nu ar trebui să dureze mult. Pun lipit și lipesc. E chiar distractiv. Da? Ce e? Mai sunt o grămadă. Glumești? Hai să le împărțim. Asta ar trebui să grăbească procesul. Poftim! Mulțumesc! Trebuie să fim rapizi. Romantismul nu așteaptă pe nimeni. Hai să o facem. Un pic de lipit și o inimă. Devine plictisitor. Sunt atât de multe. Iu, ce muncă grea. Nu te opri, Emily. Ce mai faci? Nu foarte bine. La fel. Încep să cred că a fost o idee proastă. Trebuie să le terminăm. Chiar trebuie să facem asta. Stai, știu ce să fac. Am nevoie de caserola asta. Voi pune un burete în ea și torn lipici pe burete. Voi pune de la un capăt la altul. Apoi pot să pun capacul la loc. Acum o să scutur. Ar trebui să fie suficient. Ce faci? O să apăs o inimă pe burete și apoi pe felicitare. Fii atent! Ești un geniu! Vreau să încerc și eu! Wow, e mult mai bine! Nu va dura mult! Ne-ai salvat, Emily! Aproape am terminat! Asta e ultima! Am reușit! Și toate arată foarte bine! Bate palma! Ador finalurile fericite! Of, nu vreau să mă trezesc. Ura! A
uluitor să mă trezesc de dimineață! E genial! Oh, mic dejun în pat! E plăcerea mea! Bleac, scârbos! Clar nu trebuia să beau așa ceva! Să vedem care are mai puține găuri! Trebuie să mă asigur că iau tot ce-mi trebuie! Adică banii mei, cred că mi-ajung azi! 401, 2, 3, 4, 5... Trebuia să fi învățat mai mult aseară! Ce naiba? Nu pot să cred că ai intrat așa în mine! Se pare că am primit un mesaj! Stai puțin! Petrecerea! O, Doamne! Am uitat total de ea! Da! Sunt tare entuziasmată! Aoleu! Nu pot să merg la petrecere îmbrăcat așa! E ok, pot să port pulăvărul ăsta! Of! Nu! Nici asta nu merge! La naiba! Trebuie să fie ceva! Stai să mă uit în șifonier! Dacă e ceva ok de purtat, sigur e aici! Da! Clar e perfect pulăvărul ăsta! Ha? Ce naiba? S-o fi agățat în ceva! Blea! O molie! Evident că nu-i las buza asta! Am zis să-mi o dai înapoi, gânganie pufoasă! Nu poți să o iei! Tu nici nu porți haine! Ești o insectă! Nu pot să cred că m-am vins o insectă! Hei! Nici să nu te gândești! M-ai auzit? Ține-ți dinții departe de bluza aia! Nu! Nu cedează! Trebuie să fac ceva! Papucul! Normal! Da, perfectă! Oh, nu! Cred că am enervat-o și mai tare! Pleacă de aici! Ești plină de praf! O, Doamne! Trebuie să fac ceva! N-am nicio idee! Trebuie să mă învăr de aici! Stai! Oprește-te! N-ai vrea mai bine pulovărul ăsta frumos mirositor? Nu? La naiba! Planul meu de diversiune nu a funcționat! Ce? Slavă Domnului! Nu mă mai urmărește! Dar tot are pulovărul meu! Of! Și acum mi-a acaparat tot șifonierul! Hm? Ce sunt astea? Hei, stai puțin! Cred că am o idee grozavă! Da! Îmi trebuie hârtia asta și o foarfecă! Am revenit pe drumul cel bun! Ok, trebuie să mă apuc! Petrecerea asta nu o să mă aștepte! Încep să tai hârtia așa! O tai drept! Vreau să arăt cool! Nu ciudat! Mai fac câteva tăieturi și sunt gata! Adio, foarfecă! Acum trebuie să asamblez hârtia asta! O îndoi puțin! Plierea funcționează mereu! Ok, cred că am terminat! Acum trebuie să o probez! Da! A ieșit exact așa cum mi-am imaginat! Nu-mi trebuie un pulover mâncat de Molly când pot purta o rochie uimitoare! Pa! Da, știu că am un bilet VIP, dar efectiv nu am cu ce să mă îmbrac! Serios, viața mea e atât de dificilă acum! Nimeni nu mă înțelege! Stai să văd ce am aici! Ce culoare e asta? Un măsliniu? Blea! Nu! Argintiu? Se purta săptămâna trecută! Oribil! Nu am nimic de îmbrăcat! E o zi cumplită! Adică nu am nici măcar accesorii! Uită-te la pantofii ăștia! Groaznici! Nu! Trebuie să fac ceva! Și cred că am o idee! Au, se pare că mă sună cineva! Alo? Paris! Am nevoie de ajutorul tău! Nu am cu ce să mă îmbrac! Trebuie neapărat să mă ajuți! Sunt la capătul puterilor! Da, te voi ajuta! Slavă Domnului! Ok! Oh, de ce durează atât? E doar Paris! Ah, văd că ai ajuns în sfârșit! Să trecem la treabă atunci! Am pierdut deja destul timp! Îmi trebuie ceva personalizat pentru petrecerea asta chiar acum! Nu pot să-mi iei mai repede măsurile? Vreau să mă asigur că le iau cum trebuie! N-are rost să facem ceva pe comandă fără să fie bun! Gata, am terminat! Revin imediat! Sper să nu durez o veșnicie! Vai de mine! O ador! E o rochie de mireasă chic! E un trend pe care plănuiam să-l lansez! Uite-ți plata! În sfârșit am ajuns la petrecere! De ce nu e nimeni atent la mine încă? Ce naiba? În ce e îmbrăcată? Într-o pungă de hârtie? Cine se crede? Mă face de râs!
să vedem rochia asta? Am făcut-o singură! Evi, sunteți pregătiți? E timpul să dați test! Puteți începe să dați greș! Da, ador testele surpriză! Nu o să meargă bine! Nu înțeleg nimic din toate astea! Oh, îmi place întrebarea asta! Psst, Madison! Hei, aici! Ha? Ce e? Poți să mă ajuți? Te rog! Oh, ok! Îți fac rapid o copiuță! Aici ai tot ce-ți trebuie și o voi trimite prin poșta aeriană! Sunny, vine! Haide! Oh, nu cred! Voi opri treaba asta! Avionul meu de hârtie! Să nu mai încerci asta din nou! Vorbesc serios! Sigur, am înțeles! Grozav! Acum ce mă fac? Poate voi avea noroc! Da, sigur! Scuze, am încercat! Trebuie să putem face ceva! Stai așa! Tabla! Da, știu! Voi avea nevoie de caietul meu! O să-i schimb aspectul! Îl voi vopsi negru! Dar asta nu e o vopsea obișnuită! E pentru tablă! O voi folosi pentru a-mi acoperi caietul! Îl pictez uniform! Mai am puțin! Gata! Acum aștept să se usuce! Nu ar trebui să dureze mult! Acum voi lua o bucată de cretă! Pot să scriu răspunsul pe vopsea! Exact așa! Și apoi îl pot șterge! E perfect! E timpul să o ajut pe Sunny! O să fie uimită! Așa fac și mai multă matematică! Toată lumea câștigă! Ok! Hei, Sunny! Ia uite! Oh, wow! Aproape am găsit răspunsul! Știam eu! Wow! Mulțumesc, Madison! Ai înțeles? Bun! Stai așa! Ha? Ce se întâmplă? Hei! Nu copiați! Ah, trebuie să șterg răspunsul! Nu-l pot lăsa să-l vadă! Nu copiez! Uitați, e doar un caiet! Oh, bine, scuze! Probabil că îmi imaginez lucruri! Continuați cu testul! Yo. Mersi, Madison! Ești cea mai tare! Stai liniștită! Abia aștept să se termine acest curs! Știu, se lungește! Woohoo! Gata! A fost o muncă grea! Pa, Sunny! Pa, ne vedem mai târziu! Am plecat de aici! Wow! Ce? Sunny? Oh, nu! Ești bine? Stai să te ajut! Stai acolo! Ce s-a întâmplat? Nu știu! Nu mă mir! Stai! Ai alunecat pe Pix! Nu voi permite să se mai întâmple asta! Voi începe prin a tăia o bucată de carton așa. Apoi am nevoie de o carioca neagră. Voi trasa conturul cartonului. Apoi voi completa detaliile. Vor fi două pisicuțe drăguțe. O să arate grozav! Ok, cred că ajunge! Acum voi întoarce cartonul. Mai e un singur lucru de făcut. Voi lipi magneți pe carton. Voi pune o pisicuță în caiet. Apoi voi pune pixul în mijloc. Pot să închid caietul. Și apoi conectez magneții. Pixul ăla nu mai pleacă nicăieri. Ce părere ai, Sunny? Wow! Mulțumesc, Madison! E exact ce-mi trebuia! Să mergem! Iubesc această nuanță de ruj! Șt, trebuie să mă concentrez! Așa, arată bine! Încă o tăietură! Am reușit! Acum am nevoie de niște lipici. Doar un strop! Oh, da! Poate că e prea mult. M-am lăsat purtată de val! E atât de lipicios! Ugh, scârbos! Se simte ciudat! Sticlă de lipici proastă! Ești bine? Ce s-a întâmplat? Nu vreau să vorbesc despre asta! Aoleu, ce mizerie! E a patra oară pe ziua de azi când face asta! Trebuie să o ajut! Și am soluția ideală! Această sticluță cu bila va rezolva problema! Dăm lipiciul! Vrei chestia asta? Te avertizez, a scăpat de sub control! Știu ce fac! Mai întâi voi goli sticla. Apoi voi turna lipiciul în ea. Ușurel, nu vreau să vărs nimic. Nu vreau să fiu ca Madison. Ne-am numit surorile lipicioase. Ok, gata. Acum pot să pun capacul cu bilă pe sticlă. Pentru tine. A? Ce este? Vrei să folosesc lipiciul? Ești sigură? Urează-mi noroc. Wow, ia uite. E cantitatea perfectă de lipici. Cred că e gata. Lui Kevin o să-i placă la nebunie! Sunt atât de plictisit! Mă faci să râd, Leo! Oh, nu! Creionul meu! E atât de enervant! Ce? Ce faci?
place! E exact ce-mi trebuie! Mai întâi trebuie să scot capacul de pe cutie. Apoi pot lipi o ascuțitoare pe partea inferioară. O să pun cutia la loc. Acum am nevoie de pistolul meu cu lipici. Voi aplica lipic pe partea laterală a cutiei și atașez de ea un băț de înghețată. Voi aștepta să se întărească lipiciul. Acum voi tăia un semicerc dintr-o bucată de spumă. Voi pune lipici și la baza cutiei. Voi lipi spuma acolo. Uite așa! Voi acoperi cutia cu această bucată colorată. Apoi voi adăuga mai multă spumă în partea de sus. O voi înfășura de jur împrejur. Acum voi adăuga câteva mici decorațiuni. Vreau să fac o față drăguță și zâmbitoare. Apoi voi lipi niște bombonele. E o înghețată pe băț. Dar mai e ceva. O pot folosi pentru a-mi ascuți creionul. Adorabil și practic. Cutia va colecta toate resturile. Poate m-a luat puțin balul. Trebuie să o iau ușor. Îmi poate simți frica. Uite așa. Îți bagi joc de mine? Mi-e atât de enervant. Știam eu că asta se va întâmpla. Măcar am o ascuțitoare. E timpul pentru test. Nu vorbiți între voi. O să vă urmăresc. Am o presimțire bună. Și eu la fel. Serios? Tu? Mai vedem noi. O să trec cu brio acest test. O, da? Vom vedea. Și acum copiez. Hei, pleacă! Ce tocilară ești! Hei, ce am spus eu? Nu am timp pentru asta. Din fericire sunt mereu pregătit. Ar trebui să iau un 10 pentru copiat. Ce? Ce-ai spus? Hei, profesore, ia uite! Ce faci, Leo? Observ păsări? Termină cu asta! Mă cunoașteți, sunt un elev model. Sigur, dacă spui tu. Înghețată, hei, Julie. Ce mai e? Vrei să facem schimb? Nu prea cred. Chiar am crezut că va funcționa, dar nu renunț. Știi, arată foarte gustos. Știi că asta e slăbiciunea mea. Bine, o mănânc eu. Dă-mi-o. Poftim, ia rigla mea. A meritat din plin. M-am bucurat de fiecare clipă. Stai puțin, acest băț de înghețată îmi dă o idee. Dar mai am nevoie de câteva. Voi avea nevoie și de niște carioci. Voi colora bețișoarele de înghețată. Deocamdată pot să le las deoparte. Apoi am nevoie de o bandă de hârtie. Am desenat două forme pe ea. Va trebui să le tai. Acum voi pune unul dintre bețișoarele de înghețată alături. Îmi voi alinia rigla și voi marca linii pe bățul de înghețată. Voi copia rigla. Acum voi desena o fecișoară. Cred că ajunge. Ce rigla adorabilă. Și a fost atât de ușor de făcut. Hei, ce părere ai? Trebuie să mă concentrez. Ce n-ai? Hei! Ups, e vina mea. M-a păcălit și mi-a luat și înghețata. Ar fi bine să-mi termin testul. Ia uite ce rigle. Ia mâna, amice. Wow, bine. Ce somn grozav! Iar acesta, elev, este un cal. Sper că vă inspiră. Vreau să vă creați propria versiune a acestuia. Ce idee bună! Să-mi iau cariocile. Oare eu ce să folosesc? Uite-le! Nu le găsesc. Ia uite! Exact de asta am nevoie. Stai! Habar n-am despre ce vorbești. Unde mi-au dispărut cariocile? Erau chiar aici. Poți de carioci. Astea sunt ale mele. Ce? Nu te aud. Trebuie să vorbești mai tare. Stai. Bețișorul ăla mi-a dat o idee. E timpul să trec la treabă. Voi avea nevoie de o foarfecă. Voi tăia partea de sus a bețișorului. Apoi am nevoie de o bucată de șervețel. Voi înfășura asta în jurul bețișorului. O voi înfășura strâns. O fixez cu scoci. Arată bine. Dar nu am terminat. Acum o voi înveli în hârtie albastră. Am nevoie de încă o bucată de scoci. O pun de jur împrejurul hârtiei. Perfect! Exact ce-mi doresc. Voi face la fel cu mai multe bețișoare. Voi folosi hârtie de culori diferite. Apoi voi înmuia bețișorul în vopsea. Culoarea hârtiei se potrivește cu cea a vopselei. Voi lăsa vata să se îmbibe. Am propriile mele carioci făcute manual. Sic, sic, Leo! Voi începe cu cel albastru. Am uitat că am ăsta. Wow, uneori mă surprind pe mine însumi. Sunt un artist născut. Urează-mi noroc. Voi începe cu două cercuri. Apoi voi schimba culorile. Acum pot să colorez.
timpul se scurge, elevi. Încă 5 minute. Trebuie să accelerez. Nu vă voi dezamăgi. Ah, bine. Haide, nu mă descurc sub presiune. Gata, arătați-mi desenele voastre. Uitați, sper să vă placă. Minunat, Julie. Începusem bine, adică asta contează, nu? Aoleu, nu știu ce să spun. Adică ai încercat. Oh, foarte frumos, sunt impresionat. Abia aștept ora de mate. E materia mea preferată. Fiți atenți, elevi! Vedeți dacă puteți rezolva asta. E una dificilă. Dați-i drumul. Unde mi-e creionul? Știu că e pe aici pe undeva. Poate e în ghiozdanul meu. O să mă uit. Nu, nici urmă de el. Stai, uite-l! S-a furișat aici. Ai crezut că poți scăpa, nu? Bună încercare. Ok, hai să facem asta. Știu. A fost prea ușor. Stai așa, am greșit. Trebuie să modific. Nu am radieră. Nu, e un dezastru. Trebuie să găsesc rapid una. Ghiozdanul meu. Care? O mănușă de box. Concentrează-te, Leo. Te rog, te rog, te rog. Nu, nu este. Ce mă fac? Mi s-a părut un pic cam dramatic. Stai puțin, uită-te la cutia aia de chibrituri. Mă întreb. Cred că o pot folosi. Hei, Leo, ai nevoie de o radieră? Cred că pot să te ajut. Mai întâi voi scoate chibriturile. Asta nu a durat mult. Acum pot să închid cutia. Voi avea nevoie de mai multe cutii. Voi lipi hârtie colorată la capăt. Apoi voi avea nevoie de niște lipici. Voi trece lipiciul de-a lungul părții laterale și voi lipi cutiile una de alta. Voi lăsa lipiciul să se întărească. Apoi voi aplica mai mulți lipici. Voi mai pune încă două cutii deasupra. Vreau să se alinieze perfect. Voi repeta procesul. Mai mulți lipici și mai multe cutii. Uite așa, acum pot aplica lipici pe partea de sus și un pic pe laterale. Voi înfășura hârtie în jurul cutiilor. Trebuie să fie netedă. Acum voi atașa mărgele mici pe hârtia colorată. Penseta înfășurează treaba. Folosesc lipici pentru a le fixa. Asta e ultima. Cred că ar trebui să fie suficient. Abia aștept să-i arăt lui Leo. Ce părere ai? Ce este? Stai să-ți arăt. Fiecare cutie e un sertar. Ce isteț! Îți poți ține toate rechizitele în ele. Uimești! Mulțumesc, Julie! Vai, asta e tot ce-mi trebuie. Mi s-a rupt creionul. Ziua asta devine tot mai rea. Nu-i nimic, Leo. Uită-te în sertar. Bună idee. Ce-mi place. Wow, exact ce-mi trebuie. M-ai salvat, Julie. Ce m-aș face fără tine? O să pun asta la loc. Nu se știe niciodată când am nevoie de ea. Mă bucur că-ți place. Iată următorul exercițiu, elev. Ar trebui să fie dificil. Ce n-ai? E nebună? Stai, o știu pe asta. Știm cu toții că școala e dificilă și nici nu mai pomenim de profesori. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave. Capodopera mea e aproape gata. O să fie expusă într-un muzeu. Stai așa, ăla-i desenul lui Justin? E mult mai reușit decât al meu. Poate dacă mă uit cruciș arată mai bine. Pe cine păcălesc? E groaznic. Mă întorc imediat. Trebuie să arunc așchile astea la gunoi. Aș vrea să pot crea așa ceva. Stai puțin, poate reușesc. Am nevoie doar de folia asta de plastic. O să pun peste desen, apoi desenez deasupra. Trebuie doar să trasez conturul. E simplu? Sunt un geniu! Sunt sigur că toți artiștii mari fac asta. Nu copiezi, doar te inspiri. Acum ridic folia de plastic și o pun pe o foaie albă. Folosesc un sucitor ca să transfer cerneala. Ta-da! Arată grozav! Ia uite ce-am făcut, Justin! Nu se poate! Arată exact ca al meu! E super! Mințile grozave gândesc la fel, nu? Suntem talentați! Vino în coace, amice! Da! De aia suntem cei mai buni prieteni! Tema asta e grea! Stai puțin! Ce-a fost aia? Nu pricep nimic din chestiile astea! N-au nicio logică! Nu! Formulele se multiplică! Lăsați-mă în pace! Ai luat nota 4, Justin? Și mă bucur!
Ce e cu zgomotul ăsta? O să-mi iasă un cucui. Se învârte camera? Nu, probabil e o contuzie. Care-i problema, amice? De ce fizica e atât de grea? Nu înțeleg deloc. O să rămân corijent. Au, capul meu. Stai puțin, amice. Trebuie să-mi pun un plastur aici. Ce rău arată. Trebuie să fiu mai atent. Mult mai bine. Ce? Problema mea e mai importantă, tată? Nu pot să iau nota 4? Trebuie să înveți. Încerc, dar uit tot. Stai, știu. Așa te vreau, Justin. Ha? Mă refer la plasturi. Îi iau eu. Ăștia o să-mi rezolve problema. Adio, nota 4. Scot folia de pe spatele plasturelui. Am scris toate formulele pe bucățica asta de hârtie. O pun pe mijlocul plasturelui. Și o să am răspunsurile la îndemână. O să trec cu brio testul ăsta. Ce rău mă doare. Vai, ce-ai pățit? E recentă treaba, nu vreau să vorbesc despre asta. Tot o să dai testul. Normal, abia aștept. Baftă, o să ai nevoie. Asta crezi tu? O să dezlipesc plasturele astea și am tot ce-mi trebuie. Ei steață treaba, nu-i așa? Uitați următoarea voastră provocare. Cred că mă voi descurca. Sau poate că nu. Atât de enervant. Cercurile sunt stupide. Din nou. Mă pricep, nu-i așa? Opa, e super foame. Tu faci așa? Am sărit peste micul dejun. Bine că am adus astea. Bună, amice! Pardon? Emily, știi regulile? Cred că nu mi-am dat seama. Înapoi la cercuri atunci. Acum chiar ghiorță e. Nu mă pot concentra. Stai puțin. Profesorul nu se uită, nu-i așa? Am un plan. Și implică niște cercuri. Mici cercuri de ciocolată, adică. Să înceapă spectacolul. Să facem. Arată bine. Emily? Chiar am dat-o în bară. A mers de minune. E genială treaba. Vreau și eu. Și mie mi-e foame, să știi. Stai, cutia mea cu creioane colorate. Așa da. E timpul pentru cereale. Nu mă vede nimeni? Da. Abia aștept. Un deliciu. A funcționat. Super. Hei, ce treabă, isteață? Vrei și tu? Nu, mersi. Stai. Uite un truc. Pun cerealele aici. Apoi e timpul pentru niște lipici. Și prin lipici mă refer la lapte. Au tot culoarea albă, nu? Nimic nu poate sta între un tip și cerealele lui. Nici măcar regulile școlii. Să înceapă petrecerea. Sper că profesorul nu se uită. Wow, ce fază, isteață! Poate că nu e așa nașpa, la ore. Ce se întâmplă în spate? Desenam, domnule profesor. Bine. Hei, dă-mi și mie de alea. Sunt bune, nu?